Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră în funcție de varianta pe care o veți alege în mod intuitiv și anume varianta numărul 1, cea cu acest Buddha și varianta numărul 2, cea cu acest Buddha. Dacă nu ați avut timp suficient de gândire, vă rog să puneți pauză pe videoclip și să reveniți după ce ați decis ce variantă ați dori să alegeți. Haideți să începem cu cei care ați ales varianta numărul 1. Să vedem ce dorește persoana dragă să vă transmită dumneavoastră. Primul mesaj, așteaptă. Poate sunteți separați și se gândește că dumneavoastră vă orientați atenția către altă persoană și cu siguranță nu și-ar dori acest lucru. Sunt influențat de prieteni și de familie, dar dumneavoastră se pare că nu mai aveți răbdare să așteptați această persoană care se lasă influențată de prieteni și de familie. Am stricat tot ce a fost între noi, da, pentru că s-a lăsat influențată de părerea altora. Lasă-mă să-ți arăt că m-am schimbat. Nu prea mai aveți încredere în această persoană, nu cred că mai aveți răbdare cu dânsa. Nu putem fi împreună acum. Da, iată de ce. Pentru că această persoană este nehotărâtă, are pe altcineva și momentan nu este pregătită să se despartă de acea persoană. Dar haideți să vedem bilețelele iubire ce părere au despre această situație. Exprimați-vă sentimentele. Treceți la acțiune și faceți un gest romantic. Iată, dacă țineți la cineva, aveți sentimente puternice pentru cineva, treceți la acțiune și exprimați-vă sentimentele. Un nou început, o nouă aventură vă așteaptă. Întâmpinați-o cu brațele deschise și trăiți-vă visul cu pasiune. Wow, ce frumos! Iată, un nou început frumos, plin de pasiune. Super! Fiți înțelegători. Deci, iată, arătați mai multă deschidere față de partener, parteneră, mai multă înțelegere. Poate ar fi bine mai mult să încercați să o ascultați pe această persoană decât să vă impuneți, să încercați să vă impuneți punctul de vedere. Ce trebuie să faceți pentru a avea o relație mai armonioasă alături de persoana dragă? Folosiți argumentele și bunul simț într-o discuție. Nu vă certați ca să demonstrați unul altuia care dintre voi are dreptate. Da, exact ce spuneam. Deci încercați să fiți înțelegători, da? Discutați pe ton calm, cu răbdare. Veniți cu argumente puternice în favoarea și în ideea susținerii idei pentru a vă susține ideile, da? Și în felul acesta aveți mai multe șanse de succes și de a o convinge pe persoana dragă de bunele dumneavoastră intenții. Și în concluzie, miracolele nu sunt coincidențe. Ce frumos! Iată, deci în curând, dacă dumneavoastră veți fi calm, răbdători, veți avea parte de un miracol în plan sentimental, un vis foarte frumos de al dumneavoastră se va îndeplini. Și haideți să vedem pentru cei care ați ales varianta numărul 2, ce mesaje avem de la persoana dragă pentru dumneavoastră. Sunt trist că nu ești lângă mine. Ce frumos, iată, poate sunteți separați momentan și această persoană e tristă fără dumneavoastră. Sunt foarte atras de tine. Ce frumos! Deci e clar că încă se gândește la noastră dacă sunteți separați. Mi-aș plăcut să nu fie totul atât de complicat, dar se pare că momentan ceva o reține pe această persoană în a se implica într-o relație cu dumneavoastră. Nu vreau pe altcineva, te vreau doar pe tine. Ce frumos! Da, poate are niște probleme financiare de rezolvat. A sosit momentul să spună adevărul. Iată, a sosit momentul să-și deschidă inima, să vorbească sincer cu dumneavoastră, să spună ce simte pentru dumneavoastră și ceea ce își dorește cu adevărat de la această relație cu dumneavoastră. Haideți să vedem bilețelele iubirii ce părere au de această situație. Fiți optimiști! Gândirea pozitivă va atrage iubirea în viața noastră. Ce frumos! Da, deci această persoană are sentimente pure, sincere, frumoase pentru noastră. Fiți optimiști pentru că până la urmă totul va fi bine dacă aveți o gândire pozitivă, veți atrage iubirea în viața dumneavoastră și veți atrage tot ceea ce vă doriți, practic. Veți primi în curând un mesaj la persoana iubită. Mă gândesc la tine chiar în acest moment, te iubesc. Ce frumos, exact ce vă spuneam. Foarte frumoase mesaje la persoana dragă și de la bilețelele iubirii.
În următoarele câteva săptămâni veți fi foarte fericiți din punct de vedere sentimental. În următoarele câteva săptămâni trebuie să aveți un pic de răbdare. Ce trebuie să faceți pentru a avea o relație mai armonioasă cu persoana dragă? Păstrează scânteia aprinsă. Principala diferență între o relație de prietenie și o relație romantică este legătura intimă. Da, deci nu lăsați această scânteie, iată, această chimie dintre dumneavoastră și persoana dragă să dispară. Păstrați această scânteie aprinsă. Și în concluzie, unele persoane nu merită energia dumneavoastră. Da, trebuie să aveți grijă la persoanele toxice din viața dumneavoastră, nu stați în preajma lor, pentru că vă steacă de energie și cu siguranță nu au un efect pozitiv asupra stării noastre, asupra moralului dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă aștept cu mult drag pe viitor, vă doresc o zi minunată în continuare și la revedere!